O femeie de 29 de ani din capital a rămas fără telefonul mobil în plină zi după ce un individ necunoscut s-a apropiat de ea și a jefuit-o. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat acum 2 săptămâni în sectorul Ciocan al capitalei, în timp ce femeia se afla cu al său copil pe un teren de joacă. Aceasta a anunțat imediat oamenii legii, care au avut însă nevoie de mai multe zile pentru a-l identifica pe suspect. Până la urmă, după mai multe investigații, aceștia au reușit să-i dea de urmă și să-l rețină. Potrivit informațiilor, este vorba despre un bărbat de 32 de ani, reținut anterior pentru infracțiuni similare. Individul care și-a recunoscut vina a fost plasat în arest preventiv și riscă acum o pedeapsă de până la 7 ani de pușcărie.